Premiere pentru țara noastră, chirurgii orele din cadrul Spitalului Republican Timofei Moșneaga au realizat cu succes două implanturi cochleare pentru adulți. Astfel, o femeie și un bărbat care au câte 57 de ani și au recăpătat auzul după ce mai bine de un an au asurzit complet. Intervențiile chirurgicale, care costă peste 20.000 de euro, au fost făcute gratuit, cheltuielile fiind acoperite de polița de asigurare medicală obligatorie. Exact acum un an, Igor Mamalăga și-a pierdut subit auzul. Cauza exactă nu a fost stabilită, însă orice sunet a început să fie greu perceput în urma unei viroze și a stresului. Это было довольно неожиданно для меня. Сначала я стал терять слух, было не понимал, что происходит. Потом через две недели совсем потерял слух, совсем. Ничего не слышал. Общался я только путем переписки, вот так, писали мы. Иногда понимал, читал с губ, что говорят. Это была катастрофа, это было просто ужас. И еще раз говорю большое спасибо врачам, что они мне вернули слух. Cel mai tare ce mă dorea când el nu auzea perioada, el îmi spunea așa: Lucica, neujeli, niciodată nu slyšu tvoj golos. Era foarte greu de răspuns. Bărbatul în vârstă de 57 de ani lucrează inginer electric la centrul expozițional Moldexpo. El spune că în pofida faptului că a surzit complet, nu a fost concediat, ba dimpotrivă a fost susținut de colegi. Singura șansă de a-și recăpăta auzul a fost implantul cochlear, adică un dispozitiv care înlocuiește auzul natural. Intervenția a fost făcută cu succes acum o lună la Spitalul Republican Timofei Moșneaga. Prima reacție, asta вообще для меня шок был. Я не ожидал, что я так могу быстро услышать звуки. Первое, что мне когда настраивали, первое, что я услышал, это стуки, пока слова были неразборчивы. Сейчас, на данный момент, я уже более-менее разбираю то, что говорят. A fost operat exact în ziua când am împlinit 30 de ani din ziua cununiei religioase. A fost greu, dar știind, eu în suflet tot timpul avem speranță că o să vii ziua când o să se reîntoarcă auzul, când el o să fie în centru universului, el o să audă lumea, el o să audă emoțiile, el o să simtă viața. Eu cred că totuși trebuie să avem credință și să credem specialiștilor buni. Costul operației și a implantului cochlear pentru adulți costă în jur de 25.000 de euro. În țara noastră, pentru prima dată, aceste cheltuieli sunt acoperite de Compania Națională de Asigurări în Medicină. Ideea care se implantează un electrod în cochlee, adică urechea internă, care la rândul său dispozitivul are parte internă, parte externă, da? Așa, în două cuvinte, partea externă reprezintă un microfon care preia undele sonore, le transmite în electrodul din urechea internă și, respectiv, după aceasta, creierul, scoarța cerebrală, adică le percepe ca sunet. Adică peste o lună post-operator, în cazul dat, se activează dispozitivul și pacientul instantaneu începe să audă și eu. Moment foarte emotiv și pentru, primul rând, pentru pacient, dar și pentru chirurg. Care a fost prima reacție a pacientului după operație când a auzit? Plâns. Este foarte important ca populația să fie sensibilizată că în incinta Spitalului Republican, începând cu anul acesta, se efectuează astfel de intervenții și cel mai important, aceste intervenții sunt absolut gratis și sunt finanțate din cadrul Companiei Naționale de Asigurări Medicină. Deci, mesajul nostru pentru anul viitor este ca toți medicii din audiologi, medicii oreliști din Republică să direcționeze pacienții încoace. Anul acesta, în total, au fost achiziționate 5 implanturi cochleare pentru adulți, două dintre care au fost deja utilizate. În următoarele luni, medicii urmează să mai efectueze alte 3 operații de acest gen. Anul viitor urmează să mai fie procurate alte 10 dispozitive. Potrivit Biroului Național de Statistică, în țara noastră, anual, în jur de 44 de persoane își pierd auzul. Dintre aceștia, 20 sunt potențial candidați pentru implantarea cochleară. Amintim că, începând cu anul 2014, CNAM acoperă cheltuielile pentru implanturi cochleare și pentru copii. Doar la Spitalul Republican Timofei Moșneaga, chirurgii au efectuat 22 de operații de implantare a acestor dispozitive minorilor.